Bucățică în acțiune, vă salut tot de la Burger Fest București, unde plouă, dar miroase bine. Sunt peste 20 de standuri pline cu burgeri de toate tipurile pentru toate gusturile. Toată lumea pleacă și noi am venit fix pe ploaie. Ce noroc cu noi! La Burger Fest se poate plăti cu un card tip prepaid pe care îl iei de la organizatori. Costă 5 lei și îl poți încărca cu orice sumă vrei. Acesta este cardul cu care vom plăti burgerii. Oare mai sunt chifele uscate? Să începem cu un burger de la Millennium. Am văzut că au unul cu pită și cu creveți. Pe acest burger am dat 35 de lei. Burger, oh my god! Trebuie să mănânc repede că mi se umeze și hamburgerul. Cartofii arată bine. Fervinți bun. Da. Uitați ce bine arată. Aurit și gustos. Să trecem la burgerul, oh my god! Să vedem dacă chiar este oh my god. Arată super delicios. Este un burger cu creveți, cu un patty de vită Angus, salată de țelină și niște cheddar pe acolo. Hai să gustăm. Combinația cu creveți este foarte bună. Înăuntru are doi creveți, ceva shivas, ceapă shivas și sosul acesta de cheddar, niște fulgi de chili. Este un fel de burger stuff and turf. Foarte bun. E o chiflă dulceagă cu susan deasupra. Ca un pe e delicios. Primul burger e bifat. Să trecem la al doilea. La Burger Fest avem și burger vegani, aici la Sara Green. O să luăm și noi unul, să încercăm, să vedem, e bun sau nu e bun. Să trecem la burgerul vegan de la Sara Green. Este negru, cu tofu. Hai să-l vedeți. O felie de roșie, un pic de ceapă, o maioneză veggie, ceva, castraveți murați, niște varză radicchio și un sos. Chifteaua, din păcate, arată cam arsă, dar nu-i nimic, nu judecăm până când nu gustăm. Chifla are gust de chiflă normală, este colorată cu cărbune, are susan deasupra. Merge dacă ești vegetarian, e foarte bun, dar nu e tocmai pe gustul meu, trebuie să recunosc. Deci dacă ești vegan, găsești un burger și aici. Să-i facem un upgrade, o să pun niște sos pe el, ca să-l pot mânca mai bine. Pentru că este foarte uscat, din păcate este un pic cam uscat. Și au fost numai o singură felie de roșie și aia tăiată microscopic. Ar putea să pună mai multe legume înăuntru, să-l facă un pic mai savuros și mai multe sos. Mai bine. Să ne luăm un burger premiat de la Circus Burger. Să trecem la burgerul de la Circus Burger. A costat 30 de lei. Arată destul de bine, să-l probăm. Hai să vedem ce are înăuntru. Niște ceapă uscată, 3 felii de castravete, 2 felii de bacon, niște cașcaval, o chiftea și niște sos. E o chiflă foarte plată, adică e foarte plată, zici că e umflată cu aer. Deasupra are niște semințe de dovleac. Să trecem la acțiune. Chifteaua nu este uscată. E bunicică. Are mult cașcaval înăuntru. Mi-ar fi plăcut să lase un pic mai mult ca să întindă mai mult. Ăsta e un burger așa mai românesc. Nu e rău, dar nu m-a dat deloc pe spate. Carnea nu are așa savoare. Hai! Oh,
luat și un burger de la Etkin Burger, ca să nu spunem tot cuvântul că nu e frumos. Și arată destul de bine, miroase bine. Hai să-l gustăm, să dăm verdictul, e bun sau nu. Am ales acest burger pentru că este cu gorgonzola. Se numește Burger Paris. Deja curge din el, asta e un semn bun. Îmi place foarte mult cum arată chifla, arată bine. Chifla e dulce, bună, care are un gust delicios. Burgerul lor este foarte bun, este suculent. Acea brânză cu gorgonzola este delicioasă, ușor picantă. Are înăuntru și bacon, salată fel, care îmi place foarte mult. E un fel de lăptucă, să zicem, pe românește. Chiar foarte gustos. Și mega suculent. Carnea e făcută bine, exact ce trebuie. Chiar îmi place. Am prins și jumătate de burger făcut de șef aici în spate. A făcut o demonstrație cu acești burgeri și vreau și eu să gust din el. Să vedem dacă e chiar așa cum se laudă. Într-adevăr, chifla arată bine, e pufoasă și revine la loc exact cum trebuie. Ia uite. O, da. Are susan alb și negru pe ea. Este un patty destul de gros. Salată, un iaurt cu mentă și încă un sos cu chili. Uscat. Din păcate, uscat, da, da. Sorry. E uscat. N-am zis să fac, nu pot să, e uscat. Burgerfest se ține la Verde Stop Arena. Intrarea costă 25 de lei de persoană pe zi. Să trecem la Roof Burger. Chifla e dulceagă, e bună. În burger sunt niște cartofi prăjiți. O prezentare unică aici la Burgerfest. Trebuie să ajung și la chiftea. Chifteaua este bună, nu e făcută prea mult. Burgerul este unul dulceag, suculent, chiar gustos, cu varză. Are ceapă caramelizată înăuntru și un sos cu castraveți murați. Chiar bun, brânză cheddar înăuntru, mai e chiar delicios. Se topește, e foarte, foarte bun. Etkin Burger, The Millennials și Roof Burger au fost favoriții noștri. Toată distracția de la Burger Fest ne-a costat 200 de lei, adică 50 de lei intrarea și 150 de lei burgerii. Nu uitați să vă abonați, să dați like, să dați share și să ne lăsați un coment. Mai bine!